Multă lume crede că felurile de mâncare tradiționale românești sunt ciorba de burtă, mititei, ciolanul cu fasole sau chiar ciorba rădăuțeană. De fapt, în realitate, pe mesele bunicilor noștri se găseau cu totul și cu totul alte feluri de mâncare. Am plecat în locuri mai puțin umblate să descoperim aceste mâncăruri. Unde am putea să o facem mai bine decât în satul românesc? Bună dimineața, ne-am trezit și am venit la Fântânele, la turma de capre, unde mă întâlnesc cu Mircea, care ne promis că ne face ceva bun, ceva specialitate, evident, din carne și din alte produse pe care le dă capra. Am ajuns la ferma de capre, foarte curată aici de alminteri. Neața! Bună dimineața! N-am pe Băloiu? Ghiruțan Ilie mă numesc. Ilie? Na, asta e ferma de capre, aici avem întâlnire cu Mircea. Mircea, unde e? Mircea, în spate, pregătește un pic să pun o masă. Mergem și la el. De fapt, de asta a venit să ne arate niște specialități. Am înțeles că și fratele tău gătește. Așa. Și până atunci, până mergem la ei, le pui supliment acum, ce? Da, le dăm să mănânce. Le punem rația la fiecare, rația lor de mâncare. Deci acum, pe perioada anotimpului rece, le dați supliment de mâncare. Da. Și vin și mănânc aici pentru că aici mănâncă fiecare rație ei, fără să fie probleme ca una să mănânce mai mult sau alta mai puțin. Aha, dacă le pui la comun, unele sunt mai mâncăcioase și mănâncă mai mult și altele nu mănâncă deloc. Da, da, exact. Vai, ce drăguțe sunt. Hai că pâințele arată. Le pus mâncare și acum le dai drumul și ele știu. Da. Se aliniază fiecare la... Extraordinar! Deci înghesuială aici. Gata! În perioada asta, practic, nu avem ce să vedem ca și producție de lapte, pentru că ele sunt înțărcate. Și voi așa faceți că le mulgeți? Da. A, le dai un pic de obroc, de tainu, supliment, tainu care... și între timp le exact, mulgeți aici. Exact, exact. Până mănâncă ele tainul din față, ele să și molc. Eu mă duc să mă întâlnesc cu Mircea și cu fratele lui Ilie, care deja au început să învârtă prin cele oale de bucătărit. Așa, uite-i. Ia cătă-i. Ce faceți, fetelor? Foarte drăguțe animale. Aoleu! Bă, dar ce bine arată aici. Ai văzut ce zonă bună. Mircea, bine te-am găsit. Bine ați venit. Dan Păbăloiu, fratele lui Ilie, Viorel. Viorel, da. Așa. Evident, fiind la o fermă de capre, gătiți capră. Da. Adică ied. Un ied un pic mai mărișor. Deci ce se pune în ciorba asta? Carne, da, cum am spus, lăbuțele sau ciolănelele de la genunchi în jos, coste, gâtul. Acum Viorel pregătește capul, îi taie cornele, dar în plus punem neapărat păstârnac. Păstârnac, așadar. Da, țelină. Ceapă, văd. Ceapă. Morcov. Usturoi, câțiva căței, morcov și o să pun și două, trei frunze. Am văzut că ai pus ardeiul întreg. Ardeiul întreg ca să-l pot elimina când trebuie. Da, asta nu se spun, că eu am văzut că ai pus toate legumele întregi. Astea la sfârșit se elimină. Se elimină. Sigur că o să o gătăm cu jintuială.
O să punem și păsat. Asta e asta ca la stână. Ca la stână. Și neapărat macriș. O să punem sarea și o să punem 5-6 bobe de piper neapărat. Așa. De fiert. Uite ce că pică de păcioante, știi? No. Asta e șmecheria. Când pică de păcioante, se scoate afară toată carnea. Și o gătăm numai zama. Așa. Și toate legumele se scot. Și legumele, că așa, eu nu uite, le pun. Pică de păcioante. Da, uite, da. Da. Dar aici o gătăm minchenaș cu jintuiala. Așa. Deci tu acum scuți. Macrișul. Rămâne numai zeama, da? Numai zeama, da. Numai zeama rămâne. Deci... Aia trebuie să o dezosăm imediat. Da. Până atunci o bag jintuiala, minchenaș. Nu. Te rog frumos. Și măcrișul. Eu dacă... Haide, mine, măcrișul, mă, să nu uităm de măcrișul. Da. Da. Numai un pic să dă un clocot. Ce faci acum, Mircea? Măi, eu îl mărunțesc, dar nu tare. Măi, eu dezosesc carnea asta, Mircea, dar ce fac cu ea după aceea? O las acolo un pic să se răcorească, că ea e mărunțită, nu prea mare. Da. Și o să o punem când e gătată. După ce punem macrișul și jintuială, o băgăm înapoi în zeamă. Da. Asta e singura acreală, o acreală naturală, numai cât trebuie. Sigur că va fi și un pic de jintuială care e nici dulce, nici acruță. Dar vom pune și un pic de groșteor, că altfel nu suntem acasă. Am scos carnea. Am scos-o de pe oase. Până fac eu groșciorul. Ai băgat măcrișul, da. Până faci tu groșciorul. Tu zici groșcior, știi cum? Lumea înțelege când zici groșcior, de obicei când zici groșcior se pune și făină care îngroșă. Nu, nu. Groșciorul la noi eu am văzut e smântână, un fel de smântână, dar mult mai bună. No. Smântână cu, amestecate cu gălbenește de ou. Să spune, în regat să spune dres. Da, hai să drege zicem, dres supa. Să no. Avem da. Și pentru da. Emisiunea. Dar așa. Pune tu ăla primat, pune amestecă. Păsatul, da? Da. Asta e păsatul, asta e tot ce trebuie. Așa. Uite că a început să colocotească din nou. E fiert. E gata fiert. Păi da, dacă nu trebuia să stăm să fiarbă... Îi și dau drumul aici. Asta e obligatoriu. Aia păsatul. E îngroșala, de fapt. Asta e îngroșala, că el de are fapt, amidon. Da. Mircea, acum vin cu jintuiala. Poți să o pui deja. Așa. Auzi, în foarte multe locuri din țara asta nu se știe ce e jintuială. Explică tu. Nici zăr, nici lapte. Între ele, deci un zăr un pic mai gras. Se obține când se face cașul. Când se face cașul. Da. No, acolo e ceea ce Mircea numește groștei, adică smântână. Groșcior. Groșcior. Smântână cu gălbenușuri de ouă. Atât. Uite, eu amestec așa cu... E perfect. Polonicul. Sigur, e perfect. Acum numai carnea trebuie să o mai pun. Nu brânzi de fel. Nu. Îi numai bine, îi numai bine. Acum mai trebuie pusă carnea și la revedere. Hai. Vezi cum s-o ridica de la jintiță grăsime sus. La jintuială. Da. Și de la carne cât o fier, nu a fost un... Da, dar vezi că nu o vedeai, dar acum să vede. Nu a fost un ied fort, da, aia e de tot aspectul final, de fapt, știi? Asta e toată chestia. Un pic gălbânuță. Asta e toată chestia, foarte faină. Să știi, Daniel, că putem să punem, dacă eram într-un alt sezon, și agrișe. Da, agrișe. Sau aha, prin august aguridă. O fiertură aguride, de struguri verzi. Fiertură de struguri verzi. Asta a fost ciorba. Ciorba gata. Ia te uită. Deși... De-abia am trecut de jumatea lui octombrie, la munte, la 1400 de metri aici la Mărișel, prima ninsoare. Ninge așa, frumos, liniștit. Gătim ciuperci. Mă rog, o parte. Am un cotlet de godin, de mistreț tânăr,
pe care o să-l bag la cuptor și am ciupercile, adică hrib de mesteacă. Bun. Foarte multă lume mi se plânge că atunci când gătește vânat, le iese tare, nu-i gustos, nu-i bun. Secretul la carnea de vânat este, el trebuie, pentru că vânatul nu-i vițelă care stă în grajd și nu se mișcă. Carnea e foarte tare. El trebuie să stea în cuptor 2, 3, 4 ore, 5 ore, la temperatură mai mică. Ăsta e secretul. Iarăși, încă un secret, dacă vreți să aveți mâncare bună. Vasele de calitate. O uncă ulei, ia câtă, o uncă ulei pe fund frumos, înainte să pun carnea în ulei, pun un pic de sare, pun puțin piper, puțin. Știți cum e, eu nu o să vă dau niciodată sfaturi în ceea ce privește cantitatea de sare, de piper sau de condimente, de orice fel sau de plante aromatice pe care să le puneți în mâncare. Asta e după gust. Pun puțină apă peste uleiul amestecat cu sare, nu multă, nu multă, după cum vedeți, nu multă, nu multă, nu? Da? Iau cotletul de mistrețel, iau și mușchiul ăsta, care noi spunem iepure, care va fi extrem de fraged. Îi dau un pic de sare și de asta pe deasupra. Hai. Un pic de sare. Un pic de piper. Știu că o să vă gândiți, bă, numai sare și piper? Da, numai sare și piper. S-ar mai putea pune boia, dar dacă punem de la început boiaua, se amărăște. Nu, dacă vreți să puneți boia, o puneți la sfârșit. Un pic de ulei pe deasupra. Bun. Am terminat cu problema. Capac, absolut necesar. Cuptorul l-am preîncălzit. Minteri, iau friptura, o pun în cuptor și aici o uit. O mai controlez din când în când să văd dacă n-a scăzut temperatura. Asta aici rămâne. Primul lucru care îl fac este să mărunțesc ciupercile, că doar nu-i pune de tai ciupercile în mâncare. Am încălzit uleiul și acum punem ceapa mărunțită. Mare atenție când facem ciulama de ciuperci sau orice fel de ciulama, pentru că nu orice fel de ulei e bun. Multă lume crede că ar putea să pună ulei de măsline. Nu! Ulei de, nici de măsline, nici de porumb. Floarea soarelui. De preferință cu o temperatură de fum cât mai jos, adică cât mai înaltă. Adică cât mai dens. Uite-l că sfârâie. Uleiul, vă uitați la el, când îl scuturați în sticlă, el trebuie să fie cât mai vârtos. Cu cât îl vedeți mai vârtos, mai uleios, mai greu, cu atât mai bun. Are temperatura de fum mai ridicată, adică poate fi încălzit până la o anumită temperatură la care el nu se arde. Na, ceapa e suficient de prăjită, nu trebuie să fie un pic samuiat, sticlește și-a schimbat culoarea. Și să pun acum ciupercile. Unde sunt? Vai, Peterod, m-am speriat. Nu vă grăbiți, după ce ați pus ciupercile, să puneți apă. Ciupercile, în momentul în care le-ați pus și încep să ia, să intre în contact cu temperatura, și mai ales că eu o să le pun acum și un pic de sare și un pic de piper, lasă apă. După ce vedeți câtă apă lasă, atunci se pune sarea. Atunci se pune apa. Poate nu lasă destulă. No, sigur, la asta mai avem de lucru. O lăsăm acum să stea cu mintea aici pe foc vreo jumătate de oră, să-și lase apa, să clocotească la foc mic. După aia adugăm tot felul de chestii. O să vedeți ce adugăm. Bun. Acum, ciupercile împreună cu ceapa au fiert suficient cu piperul, cu sarea, să facem un dres. Absolut obligatoriu.
din smântână. Am pus smântână. Ce mai trebuie să pun aici este făină. Destul fiert. O iau de pe foc, pentru că urmează să pun smântâna. Iacă, o pun aici. Mi-a scăpat lingurița. Hai, stai că o mai pun după aceea. Acum trebuie să o omogenizez, ca să nu facă cocoloașă. Uite, minunat. Acum pot să o și pun înapoi pe foc. Am pus smântâna cu făină, trebuie lăsat să bolborosească puțin. Între timp prepar finalul, adică niște ardei iute, dar nu foarte iute. Pe lângă ardei, cu siguranță, trebuie să aromatizăm cu ceva mâncarea. No. Eu ceea ce fac acum și în ceea ce mă privește, asta îmi place. În mâncarea de hribe am băgat mărar. Sunt oameni care preferă în asemenea mâncărică leușteanu și mie îmi place. Sunt oameni care preferă, de pildă, pătrunjelul. Așadar, mărar cu ardei iute, dar nu foarte iute. Hai. Treceți acolo. Dacă începe să clocotească, nu mai mult de 3 minute. În 3 minute și mărarul își dă drumul la aromă și ardei iute. L-am amestecat. Între timp avem în cuptor friptura de mistreț. Friptura e gata, ce l-am mai gata. Mă duc și mănânc. Mâncarea este extraordinar de bună. Atât pentru astăzi. Mâine dimineață vedem ce facem cu ghebele. Unul dintre cele mai așteptate momente de peste an din viața țăranilor este tăierea porcului. Evenimentul marchează începutul perioadei pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă și la el participă toți membrii familiei. Lucrurile nu stau diferit nici în Pătrăhăițești, așezare aflată la vreo 5 km de Arieșeni. Cătunul este situat la peste 1200 de metri altitudine, sub cel mai înalt vârf din Munții Apuseni, Curcubăta Mare, și numără în jur de 20 de familii. Principala ocupație a oamenilor de aici este creșterea animalelor, dar întâlnesc și meșteri populari care fac tulnice, donițe sau țesături. Am venit acasă la Neavoicu Mocan să văd care e obiceiul tăierii porcului la Pătrăhăițești și ce fel de bucate se prepară aici. În gospodăria lui trăiesc 4 generații, de la străbunica care a construit casa, la copii, nepoți și strănepoți. În timp ce bărbații termină de tranșat porcul afară, doamnele... Pregătesc tocana porcului. Exact, pomana porcului. O să facem o zamă de bicioci cu carne proaspătă. Eu tai aici carnea pentru zama de bicioci. Mama taie acolo carnea pentru tocăniță. Biciocile-s cartofii, nu? Biciocile-s cartofii. Știți, sunt zile în care și copiii își iau liber de la școală când se taie porcul. Deci copiii din satul respectiv își iau liber de la școală că să taie porcul. No, eu cred că în puține zone se mai întâmplă treaba asta, dacă se întâmplă aici e minunat. Mai multă ceapă la tocăniță. Aici punem la ciorbă ceapa. Deci am pus ceapa. Punem morcov. Mai mult la ciorbă morcov. Puțin și la tocăniță. Să-i dea un gust. Usturoi, mai mult la tocăniță și mai puțin la ciorbă. Și mai punem și ardeiul. Iarăși, mai mult în ciorbă. Și mai puțin la tocăniță. Și mai puțin la tocăniță. Deci nu e o rețetă bătută în cuie, e rețetă la o. Uite, fetele,
că se pare că ce numai fete știu face ductăvile. Eu am luat vailingul ăsta cu aluat, aluat să face pâine proaspătă, făcut ca la țară, din făină, sare, drojdie, apă. Îl duc și îl bagă în cuptorul de pâine. Hai că mergem și vedem. Și o să avem pâine proaspătă la masă cu tocana porcului. Uite, ca să vezi cum se întâmplă lucrurile, jos se taie porcul, se tranșează, se pregătesc preparatele. La vecini, ca să vedeți că e o mare familie aici în cătunul ăsta, la vecini s-a înfierbântat cuptorul în care se face pâinea. Inclusiv ăstea mici ajută, duc tăvile, acolo mergem, facem pâinea. Până când acolo se fac preparatele de porc. Pe când a fi gata pomana porcului, atunci e gata și pâinea. Na, ia caci. Să rămână! Bună ziua! Uite, între timp doamna a pus și ea la copt, adică la copt, la, la dospit aici. Asta e făina dumneavoastră. Mai dată, tare! Bravo, vezi că poți! Hai, mai! Și mai dată! Dacă se întâmpla ceva rău acasă sau mânca lupii ceva oaie, atunci femeile anunțau bărbații să vină. Și era un anumit sunet, o melodie care era, știau că e de bine, era de bine. Sau era alt sunet care anunțau că s-a întâmplat rău, au mâncat lupul oaia sau vita sau s-a îmbolnăvit cineva și trebuia să-i ducă la spital. Și atunci bărbații din unde erau plecați, la pădure, la... știau. Prepararea porcului a intrat în faza finală. Acolo se toacă carnea pentru cârnați, se toacă bucățile de carne fiartă pentru caltaboș și, în fine, o să mă apuc și eu de sângeretele meu. Aici ce faceți? Pregătesc pentru tobă. Pentru tobă? Da. Și pentru tobă. De tobă am uitat. Jumările sunt pe foc deja? Jumările sunt pe foc deja. Deci asta e pentru tobă? Da. Și acolo, uite. Le tăiem cu mâna, nu le tăiem cu mașina, le tăiem așa. Da, așa să tai bucăți mai mari. Să tai sigur. Bucăți mai mari, sigur. Da. Uite și troaca în care se frământă cârnațul. Ce ați băgat aici? Sare. Deci o dată avem carne tocată de porc, cu grăsime, sare. Sare, usturoi, un piper, un pic de boia. Așa. Un pic de chimin. De chimin, băgați chimin. Da. Băgăm un pic, îi dau un gust. S-a terminat tăiatul porcului, preparatele au fost făcute și acum se degustă pomana porcului. După o zi de muncă în frig, oamenii care au participat, cum vă spuneam, 4 generații, bașca vecinii care au ajutat și care au preparat și ei, pe lângă pomana porcului, plăcinte, pâine de casă și așa mai departe, se adună seara și iau masa împreună. Toți acești oameni care au participat la tăierea porcului vor participa în continuare la tăierea porcului tuturor membrilor comunității. Pomana porcului este gata, este pusă pe masă și ciorba, și mâncarea de porc cu varză, și murăturile, și pălinca. Toată lumea mănâncă, mă duc și eu
alături de ei să mănânc și ne luăm la revedere până data viitoare.